V-ați aștepta că nu o să mai postez, a? Cu, nesimțiților. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din SAMP. Înainte de a începe, nu uitați să dați un like, un subscribe și să dați pe clopoțel în caz că n-ați făcut-o deja. Înainte de a trece, de a intra în pâine, cum s-ar spune, vă mulțumesc pentru susținerea de la episodul trecut, n-am apucat încă să răspund la comentarii, dar după ce voi posta acest episod, vă voi răspunde. Lăsați și la acest episod comentarii în caz că vreți aflați ceva și o să vă răspund. Îmi pare rău că postez mai târziu și că e deja 5 fără un sfert când filmez eu, 5 fără 13 minute. Da, pe la 4 jumate am ajuns și eu acasă, am fost să mă pesez și a mai trebuit să mai stau în oraș încă o oră până mi-a venit autobuzul, așa că nu vă supărați pe mine. Dar măcar gestul contează că încerc să vă postez în fiecare zi, pentru că unii dintre voi m-ați mai întrebat pe Instagram dacă o să vedeți clipuri mai rare vara asta sau timpul ăsta, pentru că am zis eu în episodul trecut că nu prea am timp. Bă, nu prea am timp pentru că, cum am spus și în episodul trecut, mă mai duc pe afară, vine vara și așa mai departe. Dar o să încerc și pentru voi fac tot posibilul ăsta să filmez măcar cât un episod pe zi. Pentru că știu că Sampul este seria voastră preferată și oricum de programul ăla n-am putut să mă țin. Zic de nu știu cât timp că fac un program și nu l-am făcut tot cu Sampul. O rezolvăm pentru că vouă asta vă place. Posibil să mai postăm, de fapt să mai jucăm și alte jocuri pe live. Dar seria inițială să rămână tot Sampul. Bun. Hai să vă spun și vouă o treabă. De vreo săptămână, da, de vreo săptămână am tester în Hitman. Dar din păcate n-am dat niciun test până acum, pentru că n-am avut nici timp. Care mă vedeți cum intru pe Samp, refilmez. Ia să vedem ce zice John. Salut YouTube. Hai mă John, stai tu aici. Bună drăguțule. Vă bucur abonați. Bă, răbă. Vă spuneam că nu am timp. Da, care mă mai vedeți pe joc. Intru să-mi fac raportul și cam atât. Eventual să mai dau și vreun test dacă am timp. Dar n-am apucat să dau niciun test până acum și îmi pare rău pentru inactivitatea asta de căcat. Dar încerc să dau teste, să măcar acolo 1-2 pe săptămână, în funcție de cum sunt și player la teste, pentru că n-am cum să dau eu teste odată ce nu sunt acceptați. Dar asta e o altă poveste. Apropo, rank 3 încă am, trebuia să am rank 4. Rank 4 trebuia să iau acum 2 zile, dar luni n-am intrat. Pe sau marți când am intrat, am filmat și mi-am uitat să fac cerere de rank up. Nici în momentul de față n-am făcut cerere de rank up pentru... În momentul de față n-am făcut, dar probabil o să fac după ce filmez și o să aștept să intre Raul să-mi dea și mie rank 4. Trebuie să fac și raportul pentru săptămâna asta, e miercuri când filmez eu, miercuri când vedeți voi, vineri e ședința, mi se pare că sunt 15 contracte, dă-te bă din drum, bună idee, trebuie să fac copinab. Trebuie să fac și raportul, dar îl facem imediat și pe ăla. Probabil o să următorul episod o să fie un episod pe la contracte, pentru că de ce nu? N-am mai filmat de mult. Cred că săptămâna trecută am filmat ultima dată contracte. Nu mai știu exact. Dar știu că vă plac și mi-a spus și vouă că vă plac episoadele la contracte și o să mai facem. Cred că mâine și dacă vreți voi lăsați un comentariu la acest videoclip cu da, vreau în episodul următor să faci contracte. Măsă, un alt inconvenient, să-i spunem, deja mă duc în termenii literari
Și nu vreau asta. Deja de câteva... Bă, dați like, cum și sub. Așa. Deja de pe 1, de pe 1 iunie, de... bă, dă-mi pe John înapoi. Bă, bulangiule. Haide, John. Deja de pe 1 iunie a fost... e adăugat gift box și quest. Dacă dau comanda slash quest, avem aici special quest, colectează toate cele 30 de postere zilnice. Folosim comanda slash collect, așa colectează toate 150 de postere și câștigă premiul cel mare. Premiul cel mare îl găsiți pe panel, pur și simplu vă logați pe contul, vă logați în contul vostru și dați acolo la special quest, în stânga unde scrie home online, acolo la opțiunile alea, dați acolo pe special quest, dați jos de tot și o să vă apară acolo după hartă, o să vă apară premiul cel mare. Știu că sunt niște bani, niște cob, kappa points, race points, respect points și așa mai departe, dar eu n-am apucat încă să fac, probabil că dacă o să mă apuc o să termin când o să fie scos și așa n-am, că e același quest cu collect și m-am plictisit de treaba asta. Și că fără spam film. Tu că fă John. Da. Așa că vă invit pe voi să faceți în continuare sau să vă apucați dacă vreți să câștigați premiul cel mare. Am niște filme șmechere de alea cu barbe. Grandma. Old. John caută filme cu babe, da, la Caterinca. E Caterinca și cu John. Așa, vă spuneam de quest. Eu nu o să mai apuc să fac. Oricum, e, mi se pare că încă e... azi. Încă e... Poți să-ți faci cont premium, a fost bine, cei care și probabil majoritatea știți că a postat Lolex un videoclip, cont premium la toată lumea de 1 iunie, ăla e. Deci, odată ce vă faceți cont, o să primiți automat cont premium. Atenție, cont premium, nu și iPhone, cont premium cu 4 sloturi și aia. Oricum, nici eu nu m-am uitat la videoclipul lui Lolex, dar în asta constă contul premium. Ia zi, John-ule. Da, mă, și cam atât, oricum. Oricum, probabil o să-mi fac și eu cont de la mic, live când. Nu știu, John. Chiar nu știu. Am un noroc când fac live-uri să... să se... găsească cineva să aibă treabă cu mine sau să nu pot continua live-ul după vreo jumătate de oră și e cam aiurea. Da. Oricum, nu știu ce titlu o să aibă videoclipul ăsta. Da, în principal... în principal cam ăsta o să fie videoclipul, cam atât am avut să vă zic. Știu că probabil am întârziat cu informațiile astea 5 zile, dacă mai stăteam puțin făceam chiar o săptămână. Dar aia e. Oricum, eu sper să fie totul ok. Nu, și nici nu fac. Oricum, sper că v-a plăcut videoclipul ăsta, da, un videoclip în care, da, ne plimbăm și povestim ceva normal. Dar episodul următor, cum am spus, o să fie la contracte. Dacă vreți și voi un episod la contracte, adică episodul următor să fie când facem niște contracte, lăsați acolo un comentariu. Și cam aia e. Oricum, eu o să mă opresc aici pentru că nu vreau să mă lungesc foarte mult, vreau să-l uploadez, să nu fie prea târziu când vă uitați voi la el, să n-aibă susținere și așa mai departe. Și cam aia e. Oricum, pun capăt aici, sper că v-a plăcut, de fapt, dați un like. Subscribe, dați pe clopoțel. Eu sunt Răzvan, noi ne revedem data viitoare și sper că mă apreciați că am postat din nou.
Pa, pa!